Uite, asta este maternitatea unde m-a născut pe mine mama pe 23 ianuarie 1970. Datorită vouă, am pus-o pe mama să caute, știi, printre pozele noastre și a găsit poze cu ea și cu mine în fașă, știi, bebeluș fiind, și cum mă ținea în brațe și mă pupa și țineam așa obraz lângă, obrazul ei lipit de obrazul meu. Și era atunci în ziua în care ieșea cu mine de la maternitate și aveam vreo 3 kg, deci eram un copil normal, dar ceea ce nu știi tu este că mama mea a pierdut 3 sarcini înainte de a mă avea pe mine. Deci eu sunt, cum ar veni, a patra încercare și cea reușită și m-a ținut, deci 9 luni de zile m-a ținut, a stat la pat ca să poată să mă țină, da. Și a fost, deci am, vezi, s-a muncit mult până am ieșit eu. Dana Săbuica a fost norocoasă încă din fragedă pruncie. După ce s-a născut, părinții au dus-o acasă în 2 pași și 3 mișcări, locuința fiind la doar 5 minute de mers pe jos pe Bulevardul 1 Mai, într-un bloc cu 8 etaje. Acesta este locul în care Dana a stat până în clasa a doua, când tatăl ei a fost trimis în misiune diplomatică în Sri Lanka pentru 5 ani, luându-și și familia cu el. Aici am copilărit, asta este scara. Și fii atentă, cum ieșeam din scară, da. Mama mă trimitea să-mi cumpăr caiet dictando. Așa. Uite de aici! La librărie! Și uite-te și tu de când reziste librăria asta, este fix așa cum mi-o amintesc. Hai, haideți să vedem dacă mai există numărul pe ușă. Da. 178 ar trebui să fie. La ce etaj? 6. Asta este ușa și nu știu de ce am eu impresia, nu știu de ce am eu impresia că nu s-a schimbat ușa. E la fel, asta e ușa, da. Fix asta. Asta e ușa, da. În 4 martie 1977, când a avut loc cutremurul, noi eram aici cu toții, cu rude, cu prieteni, pentru că sărbătoream ziua de naștere a surorii mele, care era, ea avea, împlinea vârsta de 2 ani și eu aveam 7 ani. Când a început cutremurul, a fost ceva horror, pentru că fiind la etajul 6, cam dai seama cum se simțea. Și tatăl meu, neștiind ce se întâmplă, ne-a luat pe amândouă în brațe și a ieșit prima oară pe balcon. Era un balcon lung, așa. Și când a început să audă țipetele oamenilor de jos care spuneau e cu tremur, e cu tremur, e cu tremur, eu țin minte că eram mică și parcă vedeam spitalul, că noi stăteam vis-a-vis de spitalul Sfânta Maria și vedeam așa, parcă vedeam că se împreunează clădirile. S-a adumirit taică-miu că e cu tremur, a intrat din nou cu noi în casă și cu toții, și eram mulți, am ieșit pe ușa asta și bineînțeles, ca toată lumea, am început să coborăm scările, lucru care nu trebuia, pe care nu trebuia să-l facem, dar asta e. Veneau de sus vecinii, da? Și odată cu ei, cu picioare multe, vedeam eu așa, picioare care coborau, niște mere săreau așa, mere galbene. De la bloc, Dana mergea către școala generală la care a învățat timp de 2 ani, iar în vacanța de vară revenea să-și dea examenele pentru a trece clasa. Era școala numărul 11 de pe Chiselef. Pentru a ajunge aici, Dana trecea mereu printr-un părculeț, astăzi plin de zăpadă, ceea ce o face să retrăiască amintiri din copilărie. Mă trăgea tata cu săniuța pe aici și pe, uite, micul derdeluș de aici, uite. Vezi, de la statuie, exact aici. Mă jucam și eu, iar vara, bineînțeles, că veneam cu trotineta, cu bicicleta. Îmi plăcea foarte mult școala și îmi place în continuare. Frumos. Uite, dar uite-te cum arată. Școala generală numărul 11. Uite, uite-te aici, fântâna asta. De aici, de la cișmea asta, care chiar funcționa, și nu știu dacă vara funcționează acum, de aici beam apă. Noi, copiii. Este aici, lângă, lipită de școală, este o biserică foarte frumoasă și foarte veche, dar noi nu aveam voie să intrăm în biserică, nu aveam voie să credem în Dumnezeu, nu aveam voie să ne închinăm, nu aveam voie să purtăm cruciuliță, deci nu aveam voie, că pe timpul comunismului nu se putea. Și vis-a-vis, uite aici, la Muzeul Țăranului Român, fix aici, m-au făcut șoim al patriei și pionier.
După ce a revenit în țară din Sri Lanka, Dana a făcut liceul de matematică la Târgoviște, la bunici. Din clasa 11 a început să învețe pentru că voia să se întoarcă în București la ASE, să urmeze studiile diplomatice asemenea tatălui ei. Acum iau și amintește cum în perioada facultății alerga după autobuzul 300 să ajungă la cursuri, lucru pe care l-am făcut și noi astăzi. Taxa și bilete, da? Taxa? Așa. Dar pe timpul meu se taxau, deci biletele arătau altfel. Erau biletele alea lungi așa și când le băgai făceau țac, țac, așa. Nu mai își băgau dințișorii, colțișorii în ele. Asta e diferit. Ce facem cu asta? Apropiați cardul, ca pentru studenți, așa. Să înțelegi. Așa. Gata, eu am pus. Și tu, tot așa. Gata. Ia uite, mă, ce simplu e. Uite, asta este Academia de Studii Economice. Aici am dat examenul, l-am luat, aici veneam an de an. Aici s-au afișat listele cu examenele, cu cei care au intrat la facultate. Deci aici am venit și mi-am văzut și eu numele. Wow, yes! Asta a făcut parte din viața mea. 4 ani de zile am stat și eu ca acești copii și am ieșit pe această ușă și am intrat în hotelul ăsta. Care nu mai arată așa ca pe vremuri, că el s-a schimbat acum. Deci aici am tras un chiul și m-am dus și am băut prima mea cafea într-un bar, într-un hotel. Fix contrar la ceea ce mi-a zis mama că trebuie să fac. Cât am stat să povestim și au făcut apariția și fostele colege de facultate cu care Dana și-a dat întâlnire chiar astăzi în locul în care și-au petrecut 4 ani din viața lor. Pe unele dintre colege nu le-am mai văzut încă de atunci. Bine, ce faci? Bună! Să ne schimbate! Să ne schimbate! Tu! Pe tine nu te-am văzut de 25 ani. Doamne, pe pupezele astea două ne-am stat acum 2 ani pe plajă la Mamaia, deci incredibil. S-a schimbat? Am văzut doar la televizor. Foarte puțin. Eram un an de facultate, corect? Era un seminar și era o oră la care chiar voiam să chiulim, ele, așa, chiar ne plictiseam. Și m-au corupt și pe mine, ca să zic așa. Nu vroia sub nicio formă să plece de la oră. Da. Era conștiincioasă așa. Era frică de părinți mai degrabă. Exact. Vreau să reluăm traseul, da? Deci așa. De aici ce făceați? Treceam strada. Treceam strada. Eram cu minței. Treceam strada la Hotel Dorobanți. Da. Aici era barul și asta era masa noastră. Ne plăcea să stăm la geam. Da. Să ne vadă lumea. Și să vedeți tot ASE-ul. Da, să vedem tot ASE-ul. Păi dacă vedeam cine intră, cine este, care cu cine. Dana și fostele colege s-au refamiliarizat rapid cu locul, au comandat cafea exact ca pe vremuri și au depănat amintiri. Primul revelion făcut după Revoluție. În libertate. În libertate absolută. De semi-libertate. Da, a fost la ea acasă. Fetelor, wow! Pentru că știam că ne vedem astăzi. Eu nu v-am întrebat pe voi dacă aveți fotografii din timpul acela. Nici nu? Mai nu, nu cred, pot să cred. Nici tu? Nu știu dacă mai am, trebuie să mă mai uit, dar hai să vedem ce ai tu. Asta ești tu, cu băiatul care n-a venit nu astăzi cred. La întâlnire. Asta ești tu, cu iubitul tău. Și aici cine e? Fata asta cine e? Asta ești tu, nu? Aia sunt eu, bruneta. Da. Ia făcut că fata asta cine e? E incredibil ce s-a întâmplat astăzi, că m-ai dus efectiv pe drumul amintirilor mele. Îți mulțumesc mult. Cătălin, ești tare.